Drapelul național a fost decretat pentru prima dată ca simbol național de Guvernul Revoluționar Provizoriu din Țara Românească la 26 iunie 1848, având deviza Dreptate Frăție înscrisă pe el, așa cum arată istoria României în date în 2003. Astăzi, autoritățile din Slatina au marcat Ziua Națională a Drapelului. Astăzi, la ceas de sărbătoare, se cuvine să privim câteva secunde în interiorul nostru, acolo unde fiecare dintre noi adăpostim acel sentiment natural, firesc, denumit simplu patriotism. La eveniment au luat parte reprezentanții ai primăriei municipiului Slatina, Consiliul Județean Olt, ai Ministerului Afacerilor Interne, dar și de la alte instituții publice, precum și oameni politici. Manifestările s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare.